Câtă bucurie! Hai, puiule! Gata? E perfect. Așa arată granulele. Dar e cam mare. Așa cum îi spune și numele, ajută la înrădăcinare. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt cum voi monta rulourile de gazon la mine în curte, suprafața pe care va trebui să o acopăr fiind de 200 de metri pătrați. Pentru început vă propun să facem o scurtă recapitulare cu lucrările de pregătire a terenului, asta întrucât mulți dintre cei care veți viziona acest clip nu ați vizionat și cele 3 clipuri în care am pregătit terenul pentru montarea rulourilor de gazon. Așadar ne vom întoarce un pic în timp, în urmă cu o săptămână, când am început să îndrept cât se poate de bine terenul din spatele casei. Această lucrare a presupus închirierea unui mini-excavator care, în primul rând, a decopertat tot stratul vegetal care era inițial în această zonă a curții, iar ulterior a distribuit și tasat 33 de metri cub de pământ pe care i-am adus în curte de la un furnizor local. A doua lucrare de pregătire a terenului a fost imediat după plecarea echipei care a adus pământul și l-a distribuit în curte, respectiv am greblat și am adunat toate pietrele și bolovanii de pământ întărit care erau la suprafață, iar ulterior, cu ajutorul unui palet întors, am nivelat la modul brut cât am putut de bine. A treia lucrare de pregătire a terenului a fost de departe și cea mai grea dintre toate, din punct de vedere al efortului fizic, întrucât pe lângă cei 33 de metri cub de pământ pe care i-am adus inițial, în zilele următoare am mai adus încă 9 metri cub de pământ pe care a trebuit să-i dau printr-o sită pentru a obține un pământ cât se poate de fin, fără pietre și bolovan, iar tot acel pământ fin l-am distribuit pe toată suprafața de 200 de metri pătrați și l-am nivelat tot cu paletul întors, rezultatul final fiind o suprafață aproape perfect netedă pe care am verificat-o inclusiv cu nivela laser. A patra lucrare a fost aplicarea unui îngrășământ solid organic special conceput pentru gazon care să îmbunătățească structura solului, întrucât eu nu am făcut o analiză a solului să știu cât de bun este solul de la mine din grădină, iar acest îngrășământ organic se numește Green Nax Bioturf și l-am comandat tot de la Gazon Luna, cei de la care am comandat și rulourile de gazon. Și a cincea lucrare, după distribuirea îngrășământului, a fost montarea plasei anticârtiță pe suprafața solului unde voi monta rulourile de gazon, plasa fiind comandată tot de la Gazon Luna, iar dacă doriți să aflați mai multe detalii despre scopul montării plasei anticârtiță înaintea montării rulourilor de gazon, specificațiile acestea și cum am montat-o efectiv, vă recomand să urmăriți clipul dedicat acestei lucrări, linkul clipului respectiv fiind în descrierea acestuia. Acum când v-am făcut un scurt rezumat cu lucrările efectuate până acum, ne întoarcem în prezent și la subiectul clipului nostru, respectiv montarea rulourilor de gazon, iar pentru început vreau să vă arăt mai de aproape cum arată rulourile de gazon după ce le-am descărcat, rulouri pe care, așa cum v-am mai spus în cele 3 clipuri precedente, le-am comandat la Gazon Luna, acesta fiind cel mai mare producător de gazon natural din România, cu 2 ferme de cultivare a gazonului, respectiv în județele Cluj și Prahova. Rulourile mele sunt livrate de la ferma din județul Prahova, denumirea sortimentului pe site-ul gazonluna.ro, fiind gazon premium Roma pentru secetă. În ceea ce privește montarea efectivă a rulourilor de gazon, această operațiune nu este foarte complicată, poate fi efectuată chiar și de o singură persoană, însă necesită o atenție deosebită la îmbinarea rulourilor de gazon, fără să fie lăsat vreun spațiu între acestea. Așa cum puteți vedea și voi în aceste imagini, am început montarea rulourilor de gazon de la gardul sudic al curții, acesta fiind reperul pe care l-am luat de fiecare dată pentru că este drept, am pornit cu un rând de rulouri ghidat de sfoara montată perpendicular pe gard până la celălalt capăt al curții, iar foarte important, al doilea rând de rulouri de gazon l-am montat începând de la mijlocul primului rulour de gazon, de pe primul rând, astfel încât îmbinările dintre cele două rulouri să fie cât mai puțin vizibile. Mai mult decât atât, după montarea câtorva rânduri de rulouri de gazon, fiul meu Andrei a udat rulourile montate astfel încât acestea să se hidrateze. Ele oricum vin livrate de la fermă un pic îmbibate cu apă, însă pe toată perioada montării, care durează câteva ore bune, acestea se mai usucă și se contractă, iar ulterior pot rămâne urme vizibile la îmbinări care nu mai pot fi remediate.
ce m-aș face eu fără tine, măi, tati? Hai, pune-l pe poziție. Nu, vezi, îmbină-l bine acolo. Vezi la parte? Hai, pune-le! Lasă-l. Așa arată suprafața de 200 de metri pătrați acoperită cu rulouri de gazon și din punctul meu de vedere arată absolut fabulos, întrucât transformarea este cât se poate de uriașă. Arată atât de bine, arată atât de bine și spre surprinderea mea, acum la lumina zilei, văd că am făcut o treabă destul de bunicică, întrucât binarea rulourilor arată destul de bine, adică nu sunt spații
foarte, foarte mari și privit din orice unghi arată cât se poate de bine. Am înțeles că în timp aceste urme de îmbinare se vor estompa, vor dispărea odată cu creșterea ierbii și cu siguranță va arăta foarte, foarte bine. Acesta este și motivul pentru care am montat rulourile perpendicular cu direcția din care privim din casă, astfel încât să se vadă cât mai puțin aceste urme. Priviți diferența, cum se vede pe direcția aceasta și cum se vede pe direcția aceasta. Sunt mai vizibile urmele. Acum haideți să vă spun ce am mai făcut aseară, pentru că la un moment dat n-am mai putut să filmez, s-a lăsat și întunericul, eram și foarte, foarte obosit, voiam să trag tare ca să termin. A trebuit să umplu golurile, jumătățile care erau în această zonă și cu ajutorul unui cuțit foarte bine ascuțit am luat câte un rulou întreg, l-am pus pe poziție plecând de aici din zona gardului, l-am pus până în dreptul în care trebuia să tai, am tăiat frumușel, am pus pe poziție și mai mult decât atât, după ce am terminat de montat efectiv toate rulourile, am terminat undeva pe la 11:30 seara și am mai stat încă vreo 2 ore și jumătate ca să ud foarte, foarte bine și efectiv am luat fiecare îmbinare de rulouri și am tasat încet cu piciorul după ce am udat foarte, foarte bine și văd eu că s-a îmbinat destul de frumos. Nu știu, scrieți-mi și voi în secțiunea de comentarii dacă aș fi putut face o treabă mai bună, dacă aceste îmbinări ar fi putut fi făcute mai bine decât am reușit eu să le fac. Haideți să vă mai arăt câteva cadre pe ansamblu. Acum că a ieșit și un pic soarele, se vede foarte, foarte frumos. Cei mici au fost super, super încântați în momentul în care am ajuns aici la curte și au văzut toată această transformare radicală. Iar aici, în zona aceasta, aici m-am oprit. Practic, foișorul pe care îl voi construi peste câteva luni va începe din acel stâlp în direcția aceasta. Și aici am lăsat marginile brute, nu am tăiat foarte mult din ele și vă spun și de ce. Mi-a spus cineva acum ceva timp să acolo unde se îmbină cu cimentul, cu betonul sau cu gardul, să las rulou un pic mai lung ca marginea de uscare aici, în cazul în care se va usca o porțiune de câțiva centimetri, să nu afecteze zona de unde voi tăia eu efectiv. Este practic precum un blid de tăiere în domeniul tipografic. Și după momentul în care se va înrădăcina acest gazon, voi putea tăia frumușel să decupez exact pe zona unde delimitare dintre placa de beton și gazon. La fel și aici, la gardul din stânga. Aici, bineînțeles, voi lăsa un spațiu mai măricel, undeva la câteva degete între gard și gazon. Încă am lăsat aceste scânduri în momentul în care ud să se mențină foarte bine aici apa în capătul rulourilor de gazon. Haideți să vă arăt și în partea dreapta a curții. Practic nu știu cum de am reușit invidiata performanță ca absolut toate jumătățile de rulouri de gazon pe care le-am pus în partea aceasta, în partea stângă, au intrat perfect, aproape perfect în partea din dreapta, aici lângă rândul de muri. Vedeți cât de bine am reușit să le montez și aici în partea de dinspre rândul de muri. Evident, nu voi lăsa atât de aproape și la fel o să las până când se vor înrădăcina rulourile. Le voi lăsa așa, dar ulterior va trebui să tai
aceste rulouri undeva la aproximativ 25-30 de centimetri de rândul de muri și eventual o să pun și o barieră din aceea, din plastic, nu știu exact cum se numește. Și la fel o să montez acea barieră și aici, în această zonă care delimitează practic zona de gazon cu zona de legume. Priviți cât de dreaptă este linia dintre cele două secțiuni. Arată foarte, foarte bine și acum că a ieșit soarele, se vede absolut fabulos, absolut fabulos. Se vede super, super, super și sunt super, super încântat că am reușit să termin toată lucrarea aceasta într-o singură zi. Practic, nici nu știu dacă fac o socoteală, a durat câteva ore bune. Nu este deloc ușor. Cine crede că pe o suprafață de 200 de metri pătrați se montează rulourile așa cât ai bate din degete, se înșeală. Durează destul de mult pentru că este multă migăleală să stai să îmbini, după aceea să ridici fiecare rulou în parte astfel încât îmbinarea să fie perfectă, să nu rămână unul mai sus, unul mai jos. Și per total, cred eu că am făcut o treabă destul de bine pentru că nu sunt atât de vizibile urmele. Indiferent de direcția din care mă uit acum, nu sunt foarte vizibile acele urme. Acum, o ultima lucrare pe care va trebui să o mai fac, ar fi trebuit să o fac de aseară, însă efectiv nu am mai avut timp pentru că era foarte întuneric și nu mai aveam nici putere, nici energie, nici chef, nici nimic. Și va trebui să fac astăzi această lucrare, va fi să aplic aceste două îngrășăminte. Primul îngrășământ este acest îngrășământ lichid care se aplică foliar. Este un îngrășământ Root Power se numește, este un fertilizant lichid pentru gazon. Are un conținut mare de azot, materie organică, acizi humici și acizi fulvici. Ambalajul este de 1 litru și eu va trebui să folosesc 400 de mililitri de soluție la 20 de litri de apă pentru această suprafață de 200 de metri pătrați și ulterior va trebui să aplici și acest îngrășământ solid care se numește ProStart. Ambele, apropo, sunt tot de la Gazon Luna, au fost comandate și odată cu gazonul, cu plasa anticârtițe și cu îngrășământul pe care l-am aplicat înainte de a monta rulourile de gazon. Și acest îngrășământ solid este un îngrășământ profesional tip starter pentru montarea gazonului rulou, supra-însămânțare și peluze noi înființate prin însămânțare. Are procentul NPK 12-22-10 și are un conținut de fier 2% și sulf 9%. Voi începe cu aplicarea îngrășământului solid ProStart. Așa arată granulele. Dar e cam mare, vezi? Și pentru că nu am o stensilă din aceea cu care se distribuie uniform îngrășământul, îl voi distribui manual, atât cât pot de bine.
Am finalizat de distribuit îngrășământul solid ProStar și voi continua cu îngrășământul foliar Root Power, așa cum îi spune și numele, ajută la înrădăcinare. Producătorul recomandă cantitatea de 200 de mililitri la 100 de metri pătrați și cum eu am 200 de metri pătrați, voi folosi 400 de mililitri. Mi-am pregătit aici pompa mea de stropit electrică Ruris RS 2000. Este o pompă pe care mă pot baza întotdeauna. Mi-am pregătit aici o găleată de 10 litri de apă de ploaie filtrată și acest păhărel știu că are 100 de mililitri până la acest nivel și voi pune 4 păhărele în această găleată. Așa arată acest îngrășământ concentrat. Și mai pun încă un păhărel. Și cu acesta am ajuns la cantitatea de 400 de mililitri. Și acum o să amestec cu ajutorul acestui băț cât se poate de bine. Voi turna acest conținut în pompa mea de stropit și ulterior voi mai adăuga încă o găleată de 10 litri de apă. Voi încerca să pun cu grijă, astfel încât să nu vărs. Perfect. Pun capacul și mă apuc de stropit. Pornesc pompa. O să încerc să dau pe lateral, întrucât bate vântul destul de tare și mai mult ajunge pe picioarele mele soluția. Însă îmi iau ca reper rulourile. Astfel încât să acopăr întreaga suprafață.
Și după ce voi finaliza destropicul cu această soluție, voi uda gazonul din abundență de 3 ori pe zi. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a fost de folos anumite informații. Vă salut și vă transmit toate cele bune!